Loc de dialog. Argumentul contează. Bine v-am găsit, stimați auditori, sunt redactorul prezentator Anatol Caciuc și vă invit să audeți emisiunea Loc de dialog. În această seară vom discuta despre situația social-politică din țara noastră în viziunea Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, al cărui lider, Andrei Năstase, este prezent în studioul Ara de Moldova. Îi spun bună seara și bine a venit la emisiunea Loc de dialog. Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și radioascultătorii dumneavoastră. Întrebări vor fi, desigur, multe, diverse, pentru că sunt și motive speciale, să spunem. Pe data de 24 februarie se împlinește un an de când au avut loc alegerile parlamentare, la care partidul pe care îl conduceți a obținut 11 mandate în legislativ. Dacă nu respectăm cronologia, amintim că acum 5 ani a fost fondată și Platforma Demnitate și Adevăr, tot în luna februarie. Se împlinește și, mai bine zis, se împlinesc 3 luni de la alegerile locale la care ați candidat și la care ați obținut un mandat de consilier în Consiliul Municipal. Desigur, vom discuta și despre aceste aspecte, dar în primul rând să începem de la situația social-politică din țara noastră și poate cu un preambul. Se creează impresia că în ultimul timp aparițiile dumneavoastră în spațiu public sunt mai puține. Este o părere. Urmăriți mai dintr-o parte ceea ce se întâmplă ca să aveți mai mult timp pentru a analiza situația, ca apoi să acționați, sau sunt și alte motive? Sau este o părere greșită că sunteți mai puțin frecvent în spațiu public? Nu, aveți dreptate și este absolut corect? Bine? Nu este corect. Și nici măcar firesc nu este, pentru că reprezint totuși un partid de opoziție. Ați menționat că împlinim 5 ani de zile, toată lumea știe ce a făcut partidul, Platforma Demnitate și Adevăr de-a lungul timpului și în perioada în care era o platformă civică, nu era un partid politic, și în perioada în care am devenit partid politic și de pe poziția de partid de opoziție și de pe, din Parlamentul Republicii Moldova și atunci când am fost la guvern, astfel încât această situație, această stare de lucruri, când apărăm tot mai puțin și mai puțin la televiziuni, la radiouri, este una absolut anormală. În același timp este cumva clar și de ce, pentru că avem un audiovizual încă controlat politic, avem o presă, să spun așa, presa privată sau presa care nu ține neapărat de public, de domeniul public, care este în permanență subfinanțată și atunci, bineînțeles, că își găsesc metodele lor de a supraviețui, trăiesc probabil din altceva decât din invitația mea și a colegilor mei. Deci lucrurile sunt destul de clare. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat la această emisiune și sper că nu va fi ultima oară și vom mai continua. Radio Moldova a fost, întotdeauna a fost un loc în care diversitatea opiniilor a fost la ea acasă, așa că vă încurajez să faceți și de acum încolo. În ce mă privește pe mine și colegii noștri, profităm de fiecare dată, de orice invitație, le dăm curs cu drag dacă suntem în țară sau dacă nu suntem implicați în alte evenimente. Așa că, ce să zic, că nu ne băgăm invitați, așa cum se întâmpla pe timpuri. Unii vineau, și mai vin și astăzi, spre exemplu, președintele Dodon, atunci când dorește dânsul să se ducă la o televiziune publică, se duce. Când vrea să se ducă la un radio, se duce. Mai rău că se duce și la televiziunile și posturile private atunci când își dorește. Nu spun că n-ar trebui să duc și acolo, dar nu atunci când își dorește el. Aici este o mare problemă și noi ar trebui ca societate să fim foarte și foarte atenți, pentru că parcă am scăpat de un dictator, unul de sorginte oligarhică, criminală, și iată că se întărește un altul care are și sorginte oligarhică, și criminală, și politică, și interese externe, și atunci s-ar putea să fie chiar mai greu de dat jos decât l-am dat jos pe Plahotniuc. Credeți că cetățenii nu ar fi interesați să afle lucruri de la președintele țării ce se întâmplă în țară? Da, foarte interesați, sunt sigur că foarte interesați, dar trebuie să avem cumva o
un anumit echilibru între vorbele pe care le face și faptele adevărate, pentru că a ieși în fiecare zi la televizor sau la radio și a tot spune povești de adormit copiii, dar în realitate să nu se întâmplă nimic, ori în fiecare zi ne vine și ne spune că viața este mai bună. Și noi, dacă stăm bine să ne uităm nu la televizor, ci afară, deschidem geamul, deschidem ușa și vedem că afară nu este chiar atât de bine. Dar dacă mai deschidem și frigiderile noastre, vom observa că, nu vorbesc despre oameni, da, oamenii de la țară, oamenii din oraș, nu se trăiește chiar atât de bine. Toate promisiunile care s-au făcut de-a lungul timpului de către președinte sau de către alți funcționari, iată că nu se realizează. Aici este mai rău. Deci, vorbe mai puține, fapte mai multe, lucru bine făcut, asta este ceea ce îmi doresc eu și îți doresc și cetățenii. Credeți dumneavoastră că cetățenii ar din răbdare să-l audă pe Dodon cum ne spune că a mai fost odată la Moscova, s-a plimbat încolo și înapoi și nu a realizat nimic, sau că a mai fost odată la Ankara sau Istanbul sau, da? Nu cred că de asta avem nevoie, nu de spectacol avem nevoie, de pâine, de locuri de muncă, avem nevoie de dreptate, de justiție corectă, avem nevoie de bunăstare, de înțelegerea dintre oameni și nu de divizarea acestei societăți așa cum o face în momentul de față președintele Dodon. Domnule Năstase, dar nu credeți că în acest context opoziția ar trebui să fie mai consolidată, mai puternică, să fie o voce puternică care să contrabalanceze ceea ce se spune și ceea ce este în realitate? Eu nu doar că consider acest lucru, cred că puținele mele apariții în spațiul public, aparițiile pe Facebook și în rețele de socializare au demonstrat că îmi doresc în continuare ceea ce mi-am dorit întotdeauna, unitatea forțelor democratice reformatoare din țara noastră. Unitatea în interesul oamenilor, interes național. Bineînțeles, unitatea în interesul unui personal sau unei persoane este una păguboasă, s-a demonstrat acest lucru. Eu mi-am dorit dintotdeauna ca tot ce este bun, toate forțele, că sunt pro-europene, că sunt unioniste, că sunt stataliste, dar care toate își doresc prosperitate în țara noastră, își doresc dreptate, își doresc bunăstare, bună înțelegere dintre oameni, trebuie să facă front comun, trebuie să așeze la o masă de dialog, trebuie să găsească strategiile corecte, soluțiile corecte pentru ieșirea Republicii Moldova dintr-o criză cronică care, iată, durează de 30 de ani de zile. Ori noi, peste 30 de ani de zile, vorbim tot despre persoane, noi vorbim despre funcții, noi vorbim despre personaje politice, politicieni și mai puțin vorbim despre strategii, despre soluții, mai puțin vorbim despre oamenii din țara noastră, mai puțin vorbim despre exodul care a luat, iată, niște cote imense. Uitați-vă ce se întâmplă, tot mai mult și mai multă lume pleacă din țară. Eu am făcut niște calcule, din Chișinău au plecat foarte și foarte mulți oameni și noi ne facem că nu înțelegem de ce pierdem alegerile. Păi pleacă oamenii tineri, oamenii capabili să facă schimbarea, să se implice, pleacă, pentru că aici nu au unde rămâne. Și aici rămân cine? Rămân oamenii în etate care se mulțumesc din când în când cu câte o pomană, fie pe la sărbători, fie pe la alegeri, fie pe la anumite evenimente. Da, nu știu dacă veți avea răspuns la această întrebare, dar oricum trebuie să vă adresez, pentru că ați repetat de mai multe ori că trebuie să se consolideze opoziția. Mai mulți lideri care au fost prezenți chiar și la această emisiune au afirmat același lucru. Trebuie să reunim, trebuie să consolidăm dreapta, să consolidăm curentul unionist, alte unionist, partide, pro-european, da. Reformator. Și de ce nu se realizează acest obiectiv? Iarăși mă întorc la silaba din tâi, cum spunea pe Unesco odată. Mă întorc exact acolo în 2016. Mie pot să-mi pui la îndoială vorbele. Dacă vrea cineva să mă pună la îndoială, poate să mă pună la îndoială. Ceea ce nu poate să-mi pună la îndoială sunt faptele mele. În 2016, atunci când nimic nu recomanda, eu m-am retras dintr-o cursă prezidențială și am spus, haideți cu toții să unim forțele. Vă amintiți atunci ce s-a întâmplat? Da, desigur, da. Nu a dorit nici Ghimpu, n-a dorit nici doamna Sandu, n-a dorit nici să se retragă, nici domnul Leancă, nici alții. M-am retras doar eu. În 2018, personal și împreună cu colegii mei din platforma, da, am fost cei care am insistat să facem blocul acum. Un bloc acum care, repet, nu ar fi existat dacă nu ar fi fost insistența mea personală și a platformei, da. Nu ar fi existat. Un bloc acum care era deschis pentru toate partidele și pentru toată societatea civilă. Am avut alături de noi pe Octavian Țicu, l-am avut pe Igor Munteanu, l-am avut pe Maria Ciobanu, pe
Atâția, pe Ion Terguță, deci am fost cât se poate de inclusiviști, da? De asta vorbesc. Pe lângă vorbele noastre, vorbele noastre ar trebui să fie însoțite de fapte și eu asta fac. Astăzi, ce am spus cei de la platforma, da? Am spus, domnilor, am avut un exercițiu în 2016, am eșuat cu acel exercițiu pentru că ne-am unit doar două partide, doar noi, platforma, da și PAS. Am fost susținuți atunci și de pe Partidul Liberal Democrat, care trecea printr-o criză legată de, știm foarte bine, de decapitarea liderului lor. În rest, toată lumea a fost împărțită. Iată, dacă acel exercițiu nu a dat roade atunci, s-au schimbat circumstanțele în favoarea noastră în momentul de până acum? Nu. Și atunci, despre ce este, de ce este nevoie? Este nevoie de lărgirea acestui front popular, un front pro-european, reformator, care să întrunească sau să vină, să aducă alături de noi și forțele care își doresc neapărat apropierea de spațiul nostru comun, istoric. Deci, așa văd eu lucrurile. Dar spun, pe lângă vorbele pe care le enunțăm în spațiu public, trebuie să venim și cu fapte. Personal și platforma Demnitate și Adevăr a demonstrat acest lucru. Am demonstrat-o la Hâncești. La Hâncești, poate că dumneavoastră, da, nu aveți, dumneavoastră sunteți un jurnalist foarte informat. Colegii noștri de la PAS au organizat un sondaj. Da. Nu l-am organizat. Colegii de la PAS l-au organizat. În acel sondaj, mai veridic decât făcut de alții, eu am ieșit pe locul întâi. Nu pe 2, nu pe 3, nu pe 4, am ieșit pe locul 1. Ori în situația actuală, cel care iese pe locul 1 poate să aibă și 30, și 40% și 20%, oricum intră. Da. Da. Deci eu aș fi putut obține acest mandat de deputat. Nu am mers acolo tocmai pentru a demonstra că mai presus decât mine, decât numele meu, decât partidul meu, este această idee de consolidare, de coagulare a forțelor democratice din țară. Și am invitat cu toții să identificăm un singur candidat. Am dat și un profil. Un profil sau o persoană, spre exemplu, care ar avea sprijinul și al PAS, și al platformei DA, și al PLDM, și al PL, de ce nu, și al diasporei, pentru că trebuie să recunoaștem, diaspora noastră a fost nedreptățită de-a lungul timpului. Un singur candidat în toată Europa. Candidatul care a luat, sau reprezentantul care a luat niște zeci de mii de oameni, nu mai este în Parlament în momentul de față. Deci, niște lucruri pe care am vrut să le reparăm, niște nedreptăți pe care am vrut să le reparăm. Așa gândim noi. Abordările noastre țin de unitatea națională, de unitatea în interesul public, nu de unitate în interesul unui personaj. Iată, cred că sunt suficiente câteva fapte pe care le-am enunțat, sunt și unele pe care nu le pot spune public. Pentru că nici nu ne ajută, nici nu ne strică, știți cum. Dar, La comentarii cert, vor fi. dar, dar cert este că personal și platforma Demnitate și Adevăr nu doar am vorbit despre necesitatea consolidării forțelor. Da, dar deocamdată doar 5 partide unioniste au format o mișcare politică Unirea, care își propune consolidarea, așa cum spuneam, a curentului Unionism Moldova, dar celelalte partide deocamdată nu discută nimic, dar înaintăm tot mai mult spre alegerile prezidențiale și situația, cum credeți că va fi? Noi am anunțat acest proiect de țară. Unii spun, domnule, dar asta poate fi proiect de țară dacă este un mijloc. Știți cum? Există societăți, există țări care au evoluat foarte mult și pentru ele un scrutin electoral nu poate fi un proiect de țară. Eu am spus că pentru noi orice scrutin este foarte, foarte important, iar cel prezidențial din 2020 este crucial. Este crucial. Trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că în spatele lui Dodon sunt niște forțe. Sunt forțe străine intereselor cetățenilor Republicii Moldova și propriu-zis Republicii Moldova. Iată de ce am avut discuții și cu domnul Dorin Chirtoacă și cu alții lideri ai acestei entități noi, Unirea. I-am încurajat, uniți-vă, nu vă mâncați ca și câini, așa. În cadrul platformei de unitate și adevăr există foarte mulți oameni care împărtășesc acest deziderat, acest obiectiv, acest ideal. Noi am spus foarte lesne, dacă nu vom reuși într-o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că nu putem amâna procesele așa cum s-a întâmplat în 2016, am ajuns cu 2 săptămâni înainte și umblam cu sondajele. Păi, sondajele le fac niște oameni
Știm noi ce se întâmplă cu sondajele, că am mai avut și în 2018 da, și în 2019. Niște sondajele, de fapt, sunt niște mijloace de manipulare. Și atunci, dacă într-o perioadă foarte scurtă de timp, liderii politici din toate zonele, și unionistă, și pro-europeană, și democrată, și liberală, nu vor înțelege că mai presus decât ego-urile lor este țara, sunt oamenii, platforma Demnitate și Adevăr va face exact ceea ce trebuie să facă un partid responsabil. Va anunța un candidat la președinție. Iată ce se va întâmpla. Va fi regretul nostru că nu se pot înțelege liderii între ei, că fiecare e cu rânza lui, dar în situația asta nu mai poți să faci concesii și nu mai poți să faci sacrificii de că am făcut prea multe. Dar înseamnă chiar și vor fi mai mulți candidați din partea partidelor pro-europene, să le spunem, sau pro-unioniste, deci că sunt mai multe formulări. Eu sunt sigur că va veni timpul când cetățenii le vor cere socoteală. Da, dar când? Prea târziu. La vot. La vot o să le ceară socoteală, o să spună doamna Petrescu. Dar de ce dumneata astăzi candidezi dacă ai spus că nu vei candida? Domnul Ionescu, dumneata, de ce spui că vrei să faci unire, dar știi foarte bine că de unul singur nu poți să o faci? Și atunci va vota cu cine? Dar dumneata, domnule Georgescu, de ce spui că vrei să ne faci integrare europeană dacă știi foarte bine că divizarea îi favorizează lui Dodon, care ne duce în hău, ne duce undeva în... Numai eu știu unde ne duce, da? Iată, vine timpul, vine ziua în care alegătorul, cetățeanul Republicii Moldova, te dă la socoteală. Stai, frate, dar de ce n-ai făcut asta? Dar de ce n-ai făcut asta? Eu, spre exemplu, am avut și de suportat... această situație este în favoarea stângii, altă partidă. Exact. Păi de asta vorbesc. De asta tot strig de toți bojocii deja în o jumătate de an, de când tot spun, trebuie să ne pregătim de prezidențiale. Trebuie să identificăm un candidat comun. Un candidat comun care ar face să adune în jurul lui toate forțele și nu ar permite ca partidele între ele să se canibalizeze. Să se atace PAS cu platforma da, platforma da cu PL, PL cu pun cu bun și tot așa. Da. Deci ceea ce am propus eu este că să depășim orgoliile, să trecem peste numele și persoanele noastre, să vorbim despre strategii, să vorbim despre țară, să vorbim despre proiect de țară, să vorbim despre ce se întâmplă după alegerile prezidențiale, pentru că avem un parlament așa cum îl avem. 30 de oameni puși pe o listă de către Plahotniuc și acum sunt în parlament. Mai avem 30 și ceva de oameni puși pe o listă de către Dodon și acum sunt în Parlament. Vom putea face schimbarea de la nivelul Parlamentului și a Guvernului cu acești oameni? E o întrebare. Iată de ce lucrurile trebuie analizate, trebuie discutate, cât se poate de transparent. Din păcate, repet, pentru cei care ne ascultă de acasă... Și ne vizionează, da, pentru că suntem și online. Da. Și ne vizionează. Vreau să vă asigur de cele mai bune intenții pe care le-am avut, le-am și le voi avea totdeauna pentru această țară, pentru acești oameni, mi-am sacrificat 10 ani din viața mea pentru în această luptă cu hoția, cu corupția, cu mizeria, cu lipsa locurilor de muncă, cu exodul, cu plecările oamenilor. Am ajuns în momentul în care am ajuns astăzi, am mai încercat un exercițiu de altruism politic, dacă putem spune așa, am invitat toate forțele politice la discuție. Domnul Țicu a spus că ei au candidatul lor pentru alegeri. Nu avem ce discuta. Am vorbit cu domnul Chirtoacă, mi-a explicat care sunt motivele pentru care Blocul Unirea va avea un candidat la alegerile prezidențiale. I-am înțeles și lui doleanțele. Am vorbit și cu doamna Sandu, care mi-a spus că este foarte bine poziționată în sondaje și chiar dacă declarația anterior că nu va participa la alegerile prezidențiale, a zis că deocamdată nu ia în calcul retragerea din cursă. Am vorbit și cu domnii de la PLDM, care s-au declarat destul de constructivi. Au spus că da, vom analiza și de ce nu ar susține un asemenea proiect. Dar pentru așa ceva este nevoie de consens. Și Partidul Democrat? La Partidul Democrat, în momentul de față, nu am avut o de comunicare cu cei de acolo, nu am niciun fel de problemă să discutăm, să vedem, pentru că Partidul Democrat în momentul de față e într-o situație foarte dificilă și a pierdut liderul care era și cu vagoanele de parale și cu mediatic și cu resursele. Deci și-a pierdut. Acum ei trebuie să se, în primul rând trebuie să se purifice, trebuie să aibă un proces de curățenie, să zic așa, și bineînțeles putem să discutăm cu ceea ce înseamnă primarii
acestui partid, cu consilierilor, cu cei care fac dovada faptului că sunt pro-europeni, își doresc bunăstarea acestui popor și nu doar lor sau nu lor. Deci este loc pentru dialog. Mi se pare că și dumneavoastră aveți loc de dialog. Păi această emisiune este loc de dialog. Și dumneavoastră aveți în permanență loc de dialog. Da, în permanență avem loc. Vedeți? Iată că loc de dialog există în ce mă privește pe mine, în ce privește Platforma Demnitate și Adevăr, și noi vom continua doar așa. Nu vom ataca, nu vom ataca pe nimeni. Oamenii sunt în măsură să ne judece, să ne judece după fapte. Și dacă tot ați vorbit de 24 februarie, sunt 5 ani de zile. Eu cred că doar cel care nu vrea să vadă și cel care nu vrea să audă, nu va vedea și nu va auzi tot ce am făcut noi pe parcursul celor 5 ani de zile. Imaginați-vă că nu ar fi existat această platformă Demnitate și Adevăr. Astăzi l-am fi avut pe Plahotniuc, pentru că am văzut foarte mulți care își trag cumva, își pun laurii pe capete, își atribuie foarte multe merite că au scăpat de Plahotniuc. Nu e adevărat. Nu ar fi existat Platforma Demnitate și Adevăr, Plahotniuc ar fi fost în țară. A, ceea ce îmi reproșez eu personal, mie și colegii noștri, noi nu suntem mulțumiți. Noi ar fi trebuit să scăpăm concomitent și de Plahotniuc și de Dudon. Și s-ar fi putut acest lucru? Vă asigur eu, da. Dacă, Cum? Dacă în 2016 am fi realizat ceea ce propun eu astăzi să realizăm, dacă în 2016 nu ne-am fi înflat în rânzile noastre tot felul de personaje politice ca Leancă, Ghimpu, Sandu, Năstase și alții, ca să nu supăr, nu vreau să supăr pe nimeni. Dacă toți acești oameni s-ar fi așezat la o masă și ar fi spus: avem un pericol mare. Corupția, sărăcia, mizeria, care este întruchipată de Plahotniuc și Dodon, iată atunci am fi avut un candidat al nostru, câștiga prezidențialele, forța alegeri de parlamentare anticipate și astăzi Republica Moldova era la distanță de 4 ani de reforme, de exerciții democratice, de apropiere de Europa și de spațiul nostru cultural. Dar la proteste ați fost împreună cu socialiștii. Nu, la proteste eu am fost alături de întreaga mea țară, domnule Căciuc. Haideți că chestia asta cu a merge la proteste alături de socialiști, trebuie să clarificăm și acest lucru. Și eu mă bucur foarte mult când mi se pune această întrebare. În 2000, facem o mică cronologie, deși eu m-aș bucura să vorbesc mai mult despre viitor decât despre trecut, dar putem este să facem. Este important trecutul, că din greșeli absolut trebuie să învățăm. Numai că pentru mine faptul că am ieșit alături de întreaga mea societate, indiferent de segmentele sociale care o compun această societate, indiferent de liderii anumitor segmente politice sau sociale, pentru mine a fost important că întreaga societate a conștientizat că nu se mai poate de trăit în corupție, în sărăcie, în mizerie, când se fur miliarde. Iată de ce vreau să vă spun că socialiștii despre care vorbiți dumneavoastră, care numai socialiști nu sunt, Dodon și colegii săi, la fel cum și Usatăi, colegii săi, au ieșit la proteste scoși de către Plahotniuc. Pe data de 23 septembrie, rețineți că acest lucru este foarte important, asta se întâmpla la 9 luni distanță din momentul în care Platforma Demnitate și Adevăr a inițiat protestele. Noi am inițiat protestele în ianuarie, au continuat în februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie 6, când în Piața Mare a Adunării Naționale erau 100.000 de oameni. Ei bine, 100.000 de oameni veniți alături de Platforma Da, sau mai degrabă Platforma Da venit alături de 100.000 de oameni, i-a speriat și pe Plahotniuc și pe Dodon. Și atunci Plahotniuc i-a chemat la o discuție pe Usată și pe Dodon și a spus: băieți, atât ați cere de la voi, să ieșiți și voi în stradă. De ce era nevoie de acest lucru? Ca toate televiziunile lui Plahotniuc și toți partenerii săi din România, din Europa, din Statele Unite, să fie păcăliți și să spună: domnule, în stradă sunt proruși. Ori în stradă era întreaga societate care se bătea cu, repet, corupția, sărăcia, mizeria. Iată cum stau lucrurile. Iar cei care ne ascultă de acasă n-au cum să fie mințiți. Oricine ar îndrăzni să-i mintă, n-au cum. Știți de ce? Pentru că cei care ne ascultă de acasă, în marea lor parte, fie au fost prezenți în Piața Mare Adunării Naționale, fie au avut pe cineva acolo, fie au urmărit de la distanță, dacă n-au putut să fie acolo. Dar pe data de 6 septembrie 2015, în Piața Mare Adunării Naționale, a fost atâta lume cât nu au mai fost niciodată în această piață. Și iată un lucru măreț
care pot să-l asociez cu platforma Demnitate și Adevăr și sunt sigur că dacă tot apelăm la trecut pentru a nu face greșeli în viitor, ori de câte ori mă va întreba cineva ce am realizat în viața mea, ceva foarte, foarte important, voi spune, e suficient că într-o bună zi am fost alături de 100.000 de oameni în stradă și nu pentru orice, nu pentru a striga, nu știu, o ideologie, o politică anume, nu, ci pentru a apăra țara împotriva corupților, împotriva hoților, a criminalilor care pusese stăpânire pe ea. Este la 18:36 de minute la Radio Moldova, emisiunea Loc de Dialog. În studioul nostru este prezent Andrei Năstase, liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Discutăm despre realizări, eșecuri, pentru că au fost de toate, dar desigur și despre viitor. Oricum trebuie să mai amintim încă un lucru. Mâine, 12 februarie, se împlinesc 3 luni de când guvernul din care ați făcut parte a fost demis. Cum a trecut această perioadă pentru dumneavoastră? Pentru colegii dumneavoastră din partidul pe care îl conduceți. Din momentul în care am fost... demis, da. Da. Bine, a trecut cu... cu insatisfacția că nu mai suntem la guvernare, că nu mai putem să facem lucrurile bune pe care le-am început. Bunăoară la Ministerul de Interne. Astăzi mă uitam în stradă și... am văzut niște polițiști îmbrăcați într-o altă uniformă decât o aveam îmbrăcat, erau îmbrăcați anterior. Pentru unii simbolistic, pentru mine este foarte important că această uniformă a fost dăruită și mi-amintesc de evenimentul din 25 iulie când ambasadorul Franței ne le-a oferit. Această uniformă este una foarte comodă, este foarte bună pentru ofițeri, este purtată și de ofițerii francezi. Asta este, am trăit cu supărarea că nu putem face mai mult pentru oameni. Merg acum prin satele și orașele Republicii și toată lumea spune, domnule, pe vremurile acelea eram și noi cumva, ne simțeam mai liberi, ne simțeam mai în siguranță cumva, nu eram terorizați cu tot felul de opriri cu treabă și fără treabă de către poliție, pentru că a fost un ordin care nu spunea nimic altceva. El repeta, de fapt, legea. Dar se dădea un semnal. Nimeni nu are dreptul să oprească fără niciun motiv. La fel cum au fost și ordine date, care nu neapărat trebuiau să fie publice, în care se lucra la prevenirea infracțiunilor, la prevenirea contravențiilor, la prevenirea acestor accidente. Și acum tot iese tot felul de deontologi de ăștia contextuali și mi-amintesc ce s-a întâmplat acolo. Nu încearcă să facă niște statistici, să vadă cât de prost stau lucrurile astăzi, uitați-vă câte crime se săvârșesc. De ce? Pentru că nu se lucrează în prevenirea lor. Se lucrează în continuare ca pe timpul sovietic în descoperire, știți, în rascrivaie, la bifarea rezultatelor. Asta este insatisfacția. În rest, de atunci și până acum, am continuat să întărim partidul, am continuat să merg la oameni. Bună oară, în acest weekend am fost la Dubăsari, la Criuleni, anterior am fost la nordul Republicii Moldova, am reușit ieri să ajung și la București la o conferință foarte importantă. Deci muncesc, dacă tot am intrat în politică, și aici un subiect aparte pe care poate o să-l discutăm și privat, dar și public, nu ne-am dorit niciodată să ajungă în politică, dar dacă așa a fost să fie, nimeni n-a vrut să-și asume atunci. Atunci, în 2015, când 100.000 de oameni în stradă spuneau faceți un partid politic, nimeni n-a vrut să-și asume. Aici e o întrebare foarte importantă. Acum au apărut și partide, și unioniste, și pro-europene, după au apărut. Dar iată, atunci când era complicat, când era greu, când nimeni nu te susținea, când eram persecutați, nimeni nu a îndrăznit să facă un partid politic. Noi l-am făcut. Platforma, da, l-a făcut. Și a luat un termen de 3 luni de zile, a făcut partidul politic în decembrie și după decembrie au tot apărut altele. Întrebarea este de ce? Dar asta deja... Da, cu altă ocazie, pentru că timpul ne presează, dorim să intrăm în legătură directă și cu ascultători, pentru că acesta este formatul emisiunii. Stimați ascultători, veți putea adresa întrebări invitatului emisiunii Loc de Dialog. Este la capitolul care îmi place cel mai mult când da, mă duc la voi. Da, și ne bucurăm de acest lucru, pentru că ascultătorii, într-adevăr, știu ce să întrebe și o fac bine, concret.
Deci numerele de telefon 022 72 17 58 sau 022 406 853. Deci amintesc că în studioul Radio Moldova este liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Până vor fi și apelurile dumneavoastră, vreau să mai întreb ceva, pentru că, așa cum am anunțat, se împlinesc 3 luni de când a fost format un nou Consiliu Municipal, a fost ales un primar. Dumneavoastră, în calitate de consilier municipal, cum apreciați activitatea Consiliului Municipal? Prea mult circ și mai deloc pâine. Prea mult circ, pentru că la Consiliul Municipal și tonul, bineînțeles, trebuie să-l dea executivul. Asta înseamnă primarul și echipa sa. Dacă vine de acolo o tonalitate corectă, bineînțeles, lucrurile merge corect. Se poate. S-ar putea. Din păcate, și eu, știți cum, nu sunt omul care să fac gălăgie, care să arăt cu degetul, să arăt, nu. Eu documentez, am venit cu anumite propuneri, colegii mei din Consiliul Municipal au venit cu propunerile lor, așteptăm să vedem niște rezultate, așteptăm să vedem un raport de partea primarului și, bineînțeles, cel mai important e dacă cetățenii, dacă orășenii vor simți sau nu vor simți o îmbunătățire a stării de lucruri în Chișinău. Da, am să vă mai întreb câte ceva, dar deja sunt ascultătorii pe recepție, am să rog să vă puneți casca și să ascultăm întrebările celor care telefonează în direct la Radio Moldova. Bună seara, am să vă rog să vă prezentați și succint întrebarea pentru domnul Andrei Năstase. Alo. Vă ascultăm, bună seara. Bună seara, bună sunt seara. Alexandru din Lăpușnă și vreau să-i dau întrebarea domnului Năstase. Domnule Andrei Năstase, ia să-mi spuneți dumneavoastră, trucat a fost filmul cu Dodon, ori nu a fost trucat? Da, mulțumim foarte mult. O să vă răspund imediat, dar mai ascultăm o întrebare, ca să economisim din timp. Da, vă ascultăm. Alo. Da, bună seara. Alo. Da, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Domn Căciuc, stimate domn Năstase, Suveica, domn Dușin, da. Am așa o întrebare la dumneavoastră. De când, din iunie anul trecut, de când ați născut mutantul cel cu 3 capete, ați fost deputat, președinte de partid, și ați mai fost acolo, ați vrut să fiți și ministru, și primar, și ministru de interne, și mai știu eu încă ce, cu asta e clar. Spuneți, vă rog, din care gaură, din care bizuină l-ați scos pe cel mai mare român a umanității, pe Plohotniu. Alo? Da, da, vă ascultam. Pe domnul ăsta, motobloc, cum îi spune lui, ucraineanul, care ar trebui, dacă îl doare neamul, soarta neamului lui, să fie la Lugansk, la Donetsk, să lupte, să arăte într-adevăr, dar nu să mă ducă pe mine nu știu unde. Atât, vă mulțumesc. Vă rog o concretizare, vorba de Dodon sau... Dar nu, că am curățisat, probabil o să revină, dar mai este un ascultător, deci luăm 3 întrebări. Da. Bună seara! Bună seara! Da, vă ascultăm. Care este întrebarea? Am să vă rog să vorbiți. Bună seara! Bună seara! Pentru bună seara domnului Năstase, dacă l-o se aude cineva acolo, nu, sau nu, e normal. Pentru dumneavoastră vă ascultăm, pentru dumneavoastră. Da, vă mulțumesc. Dacă toate partidele acestea unioniste se unesc, sunt ele bune, rele, cu orgolii, fără orgolii, sau spus mai românește, cu rândă mare, dumneavoastră de ce nu vă uniți cu ei? Cu răi buni cum sunt ei și trageți la sort. Dacă toți sunteți orgolioși, toți sunteți cu rândă mare, trageți din cușmă acolo un număr cine câștigă și ala e președinte, candidat la președinție. Da, să... Atât a rămurit, vorbit, sucit. Da, putem să, putem, dacă, eu v-aș ruga să rămâneți puțin pe fir, dacă se poate, pentru că... Da, se poate, se da, poate. Vă rog, dar dumneavoastră când spuneți că eu nu mă unesc cu cineva, pe ce vă bazați? N-am înțeles, dacă eu... Dumneavoastră spuneți, eu de ce nu mă unesc cu ei? Păi eu anume asta fac. Eu spun, haideți să ne unim cu toții, că nu este suficient să mă unesc eu cu... Păi nu eu pot să vă unesc. Uniți-vă acolo, întâlniți-vă undeva. Stați, maestre. Treaba dumneavoastră, în băi, în restaurante, unde doriți, unde nu doriți, dar faceți și atâția ani de zile, tot vă uniți, toți sunteți pentru unire și
toți sunteți răzlețiți, toți răzleți, fiecare cu... Să stabilim din la capul locului. Eu nu mă întâlnesc nici prin băieți, nici prin restaurante. Sunt un om care am militat pentru... Întâlniți-vă, domnule Năstase, întâlniți-vă. Mulțumesc, eu să știți că prin băieți și restaurante nu mă întâlniți. Nu mai faceți și dați... Da. Pentru ce am stat eu 10 ani de zile la slujba acestui stat este ca să avem transparență, să avem deschidere toți, cu toții, să nu stăm prin restaurante, prin băi, prin cafenele, pentru că asta s-a întâmplat 30 de ani de zile și avem ce avem. Ceea ce am propus eu este un proces transparent, un proces în care fiecare dintre liderii de partide, forțele civice vor veni și își vor prezenta viziunea. Am îndemnat toți acești lideri să ne așezăm la o masă de dialog. Din păcate, nimeni dintre ei nu a vrut să facă acest lucru, iar dumneavoastră cumva ne puneți pe toți într-o oală și nu găsesc prea întemeiat această abordare, dar vă respect pentru că respect orice opinie din această țară. Credeți-mă, și de acum încolo voi face exact același lucru, voi chema oamenii la consolidarea eforturilor, așa cum am făcut-o pe timpul protestelor și nu m-am uitat ce avem în stânga, ce avem în dreapta, că e socialist, că nu e socialist, că e român, că este rus, cu toții trăim în această țară și cu toții ne dorim să trăim mai bine. Acum am să iau înapoi cu domnul Suveică, da. Domnul Suveică, dacă mi-amintesc eu bine, ne vorbea despre faptul că nu știu ce am fost, n-am fost. Stimate domnule Suveică, eu mi-aș fi dorit din tot sufletul să rămân apărător al drepturilor omului, să fiu avocat. Eram un om cu de toate, cu casă, cu masă, cu de toate. Nu aveam nevoie de nimic. Într-un anumit moment, totuși, am simțit că dacă nu se poate aici trăi, trebuie să plec în străinătate. Și eu mi-am dorit foarte mult să trăiesc aici. Iată de ce am început această luptă. Și într-o bună zi, atunci când nimeni nu s-a aștepta, am câștigat un post de primar. Atunci când nimeni nu s-a aștepta, și știți foarte bine cât de greu a fost să-l bați pe Dodon, să-l bați pe Plahotniuc. E bine, era de datoria mea să mă întorc înapoi la oameni și m-am întors înapoi la oameni. Eu sunt un om consecvent. Vreau să vă asigur și pe dumneavoastră, domnule Suveică, și pe toți cei care ne ascultă, că nu-mi doresc neapărat o funcție în această țară. Dar în același timp nici nu pot să-l las pe Dodon să continue să-și bată joc de această țară și de oamenii lui, de oamenii ei. Iar legat de motobloc, eu nu prea am înțeles. Da. Ați vorbit despre Plahotniuc, care e ucrainean și care nici nu n-a fost. Dar vreau să vă spun un lucru. Așa cum l-am pus pe fugă pe Plahotniuc, pentru că nu este prins încă și încă nu este deferit justiției, dar iată că datorită eforturilor pe care le-am făcut, datorită scrisorilor pe care le-am prezentat în Statele Unite ale Americii, iată că cel puțin în Statele Unite ale Americii este persoană indezirabilă. Și credeți-mă, vor continua aceste exerciții și în alte state și până într-o bună zi când va fi prins și deferit justiției. Iată cum am scăpat într-un fel de Plahotniuc, vom scăpa și cu Dodon. Prin aceleași mijloace, prin aceleași demersuri, prin aceleași exerciții pe care le-am promovat de-a lungul timpului, unitate în interes public, în interes național și al oamenilor. Și domnul Alexandru ne-a întrebat, n-am reținut exact, s-a prezentat la început. Da, probabil va reveni dacă am scăpat întrebarea dumnealui, dar mai sunt acum ascultători pe recepție și o să notăm. Da. Bună seara, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Da, bună ziua. Mă numesc Vasile Petcu din Mășcăuți, Criuleni. Da. Bună seara. Stă, în primul rând, domnul Andrei Năstase, bravo că stă să o țineți tot așa cum am început. Alo? Da, vă auzim. Și, în primul rând, vă urez multă sănătate și am vrut să ca o sugestie. Haideți să mai organizăm o anumite proteste, să mai facem ca niște proteste ca să scăpăm de acești... Am reținut... Mai mult acești călăieri, că dacă îi putem numi așa. Da, îndemnul la proteste în spațiu public nu sunt permise, de fapt. Da, anumite sugestii, poate propune ceva asta, anumite, să propunem toți, adică... Da. Domnul Vasile, mulțumesc foarte mult pentru sprijin, pentru susținere, pentru cuvintele frumoase, dar vreau să vă spun un lucru. Eu chiar am cumva experiența asta a protestelor, știu cum ar trebui de procedat în anumite situații. Mă bucură foarte mult reacția veteranilor din Republica Moldova, care nu lasă să treacă lucrurile pe alături și atunci când sunt ofensați și suntem cu toții ofensați de anumite declarații, de anumite fapte, reacționează. M-am bucurat și am susținut. Eu eram sâmbătă, eram la Ustia, iar că acolo s-au dat lupte grele pe la Dubăsari,
Am găsit și eu momentul potrivit să-i cer demisia actualului ministru de externe Ciocoi, care nu că a spus o prostie, dar văd că tot insist în această prostie, că armata rusă ne-ar fi eliberat încă o dată în 92, cum ne-a mai eliberat odată. Deci, armata rusească. Deci, ceea ce vreau să spun este că m-aș bucura dacă mai multe segmente sociale ale societății noastre ar reacționa ori de câte ori sunt nedreptățite și de orice guvernare, nu contează de ce culoare este guvernarea. Dar asta nu înseamnă că noi nu ne vom implica, nu ne vom organiza. Ne vom organiza, bineînțeles, vom veni cu o agendă, nici nu vrem să scoatem oamenii sau să ieșim în stradă pe frig, pentru că am mai stat, știți foarte bine, au fost o perioadă de proteste îndelungată din septembrie până în primăvara anului, din septembrie 2015 până în primăvara 2016, când oamenii au stat în Piața Mare a Adunării Naționale, au dormit în corturi acolo. Eu am experiența asta, nu aș vrea să o repetăm, dar când va fi să fie protestul, vă vom anunța neapărat și nu vom lăsa ca acest dodon să-și bată joc în continuare. Mai ascultăm o întrebare, sunteți în emisie directă, bună seara! Alo, încă o dată, bună seara. Domnul Stas, asta Suvica, am avut în vedere pe cel mai catolic ca papa de la Roma, domnul Sliusar. Spuneți-mi, vă rog, cine e el, ce specialitate, de unde s-a luat, ce-a lucrat el? Da, mulțumesc. Da, asta era întrebarea. Păi, bine, Alexandru Sliusar este unul dintre cei mai pregătiți oameni pe care i-are astăzi Republica Moldova. Dânsul este jurist, este și istoric, a condus o organizație de fermieri, a reprezentat o organizație de fermieri, este în momentul de față cel mai activ deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a condus o comisie foarte importantă, comisia privind furtul miliardului, a furnizat procuraturii generale toate informația necesară pentru a duce bandiții la pușcărie. Iată cine este Alexandru Sliusar. Pe lângă toate, este un familist, este un om de rară calitate. Faptul că se trage dintr-un părinte rus și unul moldovean nu împiedică să iubească această țară, oamenii săi, așa cum o fac eu, chiar dacă ambii mei părinți sunt moldoveni. Da, mulțumim celor care au telefonat. Mai așteptăm și alte apeluri telefonice. Dar vreau să vă întreb, domnule Stase, așa cum spuneam, până vor mai fi și alte apeluri telefonice, despre activitatea în Consiliul Municipal. Ce decizii a votat fracțiunea pe care o conduceți, propuse de alte fracțiuni? Așa cum am promis oamenilor în campania electorală, nu am făcut diferență între proiectele unora și altora. Nu ne interesează cine anume vine cu proiecte. Dacă aceste proiecte sunt în beneficiul oamenilor, noi le-am susținut și le vom susține și de acum încolo. Avem foarte multe lucruri promise în campania electorală de actualul primar și care nu au fost rezolvate. Iată că se vor împlini 100 de zile și la capătul acestor 100 de zile așteptăm și noi un raport cu privire la activitatea primăriei Chișinău, a executivului și, bineînțeles, după asta vom veni și cu noi cu niște reacții. Cel mai important lucru pe care l-am așteptat de la actualul primar era demararea unui proces amplu de inventariere a proprietății, a patrimoniului municipiului Chișinău, pentru că din cauza acestei proaste, nejudicioase administrări a patrimoniului municipiului, se ratează foarte și foarte mulți bani, care ar putea merge și la drumuri, ar putea merge și la suplimentarea fondurilor pentru spitale, pentru grădinițe, ar putea merge și la cei care au nevoie de mai multe subvenții, să fie sprijiniți cu bani de la primărie. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat până acum, vom continua să facem presiune ca acest lucru să se producă. Am cerut socoteală în câteva rânduri în Consiliul Municipal și nu ni s-a dat această socoteală. Eu nu pot decât să mă exprim regretul că, iată, au mai trecut încă 100 de zile și la fel cum au trecut anul 2018 până la următoarele alegeri, când Chișinăul a rămas negestionat corect, au mai trecut încă 100 de zile și el tot incorrect este gestionat, tot mai sumbru și mai sumbru devine și sunt sigur că oamenii într-o bună zi vor pune problema, dar de ce nu se rezolvă, de ce nu se execută promisiunile care au fost făcute în
Așa cum am minteam în debutul emisiunii, se împlinesc pe data de 24 februarie, un an de când au fost alegerile parlamentare. A apărut atunci blocul acum cu cele două fracțiuni, PPDA și PAS. Vreau să vă întreb dacă mai comunicați cu Maia Sandu, cum este dialogul? Blocul acum a apărut ca o necesitate și aici trebuie să spun și o spun cu tărie că nu ar fi existat blocul acum dacă n-ar fi existat insistența mea personală și a colegilor mei de la Platforma DA. Noi suntem cei care am insistat pe constituirea acestui bloc. A trebuit să facem concesii, să știe foarte bine, noi am ajuns, cum spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii, cu 11 oameni în Parlamentul Republicii Moldova, de fapt cu 8 oameni din partid, ceilalți au venit din societatea civilă, din 26 de oameni, Platforma Demnitate și Adevăr a intrat doar cu 8 oameni. Asta înseamnă că noi am știut și atunci să facem concesii. Concesii din contul nostru, din contul Platformei Demnitate și Adevăr. Și ne-am fi dorit ca acest bloc să continue și pentru alegerile prezidențiale și pentru următoarele alegeri parlamentare. Din păcate, colegii noștri de la PAS au ales altceva. Au ales de fiecare dată să meargă sau să mergem separat. Noi respectăm această decizie, nu ne apucăm acum să judecăm pe nimeni, ne judecă alegătorul, ne judecă cel de sus. Nu judecăm pe nimeni, ne întărim și ne pregătim pentru următoarele bătălii. Dacă se va dori în continuare să mergem împreună, noi suntem dispuși să mergem împreună cu un front lărgit, pentru că dacă ne dorim neapărat schimbarea în bine a lucrurilor în Republica Moldova, trebuie să dăm dovadă de rațiune, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și nu în ultimul rând de puțină dragoste în plus față de această țară și oamenii ei. Dacă nu facem acest lucru, riscăm ca încă zeci de ani încolo să trăim așa cum am trăit ultimii 30 de ani. În mizerie, în sărăcie, în corupție, oamenii să plece din țară, iar cei care ajung la vârsta pensionării să trăiască 2-3 ani și să moară. Cam asta se întâmplă în țară. În cazul în care Partidul Democrat ar accepta o reformatare a legislativului, Platforma Demnitate și Adevăr împreună cu PAS-ul ar accepta această formulă? N-aș putea să vorbesc în numele PAS. V-am spus. Da. Din păcate, a trebuit să luăm act de declarațiile și deciziile colegilor noștri că acest bloc a fost constituit doar pentru alegerile locale și parlamentare. În ce privește Platforma Demnitate și Adevăr, este deschisă pentru dialog cu toată lumea, cu toți cei care își doresc binele acestei societăți. Nu de dragul unor funcții ne-am bătut până acum. Nu de dragul unor fotole, nu de dragul unor ministere. Ne-am bătut ca să ajungem într-o zi bună zi acolo la putere sau să ajungă la putere niște oameni care să transforme guvernarea într-un mijloc în beneficiul oamenilor. Și asta vrem să facem și de acum încolo. Mă întreba cineva, domnule, dar cum m-ați întrebat și dumneavoastră despre protestele cu Usată și cu Dodon. Da. M-a întrebat acum la Ustia cineva, dar iată că ați fost împreună cu Usată și cu Dodon. Păi când arde casa, mă mai uit eu ce culoare are găleata lui Dodon sau a lui Usată, să dea și el o căldare acolo, să stingem casa, să stingem focul. Exact așa se întâmplă și acum. Oricine vrea să pună umărul la schimbarea în binea lucrurilor în Republica Moldova este binevenit alături de noi. Și fac un ultim apel către toți consilierii și primarii din această țară, că sunt independenți, că sunt din alte părți. Platforma Demnitate și Adevăr și-a constituit o ligă a aleșilor locali care este deschisă pentru toată lumea. Vă îndemnăm să veniți alături de noi, să întărim acest partid și împreună vom face lucruri bune pentru oameni și pentru țară. Stimați ascultători, aici încheiem prezentarea emisiunii Loc de Dialog. Am discutat cu președintele partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Ne-am referit la unele date importante în activitatea, formațiune pe care o conduce, dar și la unele evenimente care au fost pe parcursul acestui an, deci din februarie 2019 până în prezent, un an de la alegerile parlamentare, un an de când a fost ales deci nou legislativ, dar și alegerile locale 3 luni, deci mai multe evenimente. Mulțumesc foarte mult. E, dar până atunci este ziua Dragobetelii, parcă. Da, 24. Tot 24, da. Așa că da. Toată lumea
Avem ce sărbători. Mulțumim foarte mult. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.